polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă, coordonați de un procuror al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au finalizat cercetările în cazul ambarcațiunii cu migranți interceptată pe data de 21 august. Mai mult decât atât, oamenii le-au identificat și pe călăuzele acestora doi cetățeni turci care au fost arestați preventiv. După escortarea ambarcațiunii la sediul grupului de nave Mangalia, polițiștii au continuat verificările, în urma cărora s-a stabilit că nava era condusă de un cetățean turc în vârstă de 40 de ani, ajutat de un conațional de 26 de ani. Cei doi au plecat împreună cu grupul de migranți format din 68 de cetățeni arabi pe 18 august dintr-un port situat pe coastele Turciei. Scopul lor era să-i aducă ilegal în țara noastră pentru ca apoi să-și continue călătoria spre țări diferite din spațiul Schengen. Cei doi cetățeni turci sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți, trecere frauduloasă a frontierei de stat, conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzătoare și punerea în navigație a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranță. Reamintim faptul că în luna august a acestui an, alte 5 călăuze din Bulgaria și Cipru au fost implicate în cazuri de migrație ilegală la Marea Neagră și la frontiera terestră. Toți cei 7 traficanți sunt arestați preventiv pentru 30 de zile, iar cei 162 de migranți, adică 106 adulți și 56 de copii, au intrat în custodia Inspectoratului General pentru Imigrări.